Bună ziua, dragii mei prieteni, sunt Zidana Ozacuna, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu un ulei de urzic. Pentru ce este uleiul de urzic? Uleiul de urzic se consideră sau planta de urzic se consideră planta de aur. Ea ajută la foarte multe boli. Ea ajută la tusă, la combaterea tusă, ea ajută la tensiune, ea ajută la dureri de oasă, la artrită reumatică, cine are artrită reumatică. Ea ajută la glanda tiroidă, ajută și la căderea părului. Eu astăzi am norocul să am urzica înflorită. Este foarte important acest semânț, ea pișc. Știți care este planta de urzică? Ea crește pe tot locul și ea se mănâncă când este tineric, când iese primăvara. Nu, deja este primăvară și ea crește peste tot, că ea deja este bătrână, înflorită. La noi nu există iarnă, unde mă aflu eu. Cel mai important, aceste semânțe de urzic, ia, vedeți, sunt foarte mărunțele, dar este foarte, aceste semânțe sunt foarte cu multe beneficii. Așa, eu astăzi voi face un ulei din urzică. Cu siguranță ați mă întrebați, așa, am aici mai mare ca să o arăt, ia, vedeți? Ia, vedeți cum arată semințele de urzic, este urzică înflorită. Dacă nu aveți urzică înflorită, cu siguranță puteți să faceți din urzică care nu are semințe, care nu este înflorită. Ea mai este și pentru ciuperca la picioare. Așa, am aici o bucată care înflorește încet, încet, încă nu este înflorită. Așa, eu voi face un ulei, dar puteți să faceți și o infuzie, mai ales pentru păr. Ea pișcă. Nu o spălăm, deci noi când o culegem, noi nu o spălăm deloc, noi o lăsăm așa cum este ea. Nu e nimic strașnic, nu este murdară, ea spală de la apa, de la ploaie și tăiem frunzele așa cu atent că e pișcă, tăiem frunzășoarele așa. Dacă are muguri, ca la mine, ea, vedeți că are muguri, așa, ea aici are muguri, ia uitați-vă și muguri frumoase, vă arăt. Și un mugur interesant are ea. Așa, undeva a să vă râdeți acum, dar vă spun un secret, ia, vedeți că are un mugur, el este foarte bun. Dacă persoanele are păduchi, așa, cum mai există și așa ceva, da, poți face o infuzie de urzică și speli capul. Dacă îți cade părul la fel, faci o infuzie și îți speli capul. Luați seama că ea pișcă tare. Așa. Deci noi tăiem toată urzica noastră, mai ales semințele. Vedeți că aici la mine a căzut semința. Mă, și eu vă arăt ca să înțelegeți. Așa. E ca semințele de urzic. Ai! Semințele de urzic. Pișcă pe tare, tare. Ia. Aceste semințe foarte bune și le adăugăm și pe ele în borcanelul nostru. Deci noi împlem borcanelul nostru cu toată frunza de urzică. Dacă nu are floare, nu-i nimic. Puneți așa, da? Puteți face o infuzie. Cine are probleme cu intestinul sau se mai numește infecție la intestine, faceți o infuzie sau un ceișor și îl beți cu miere. Dacă vă pare că el este scârbos ori nu este bun la gust, adăugați-i o felie de lămâie. Deci această minunată plantă se consideră planta de aur. Are cu mugur aici, da? Spate de pus și uscat. Ați m-a întrebat, Zidana, eu nu am uscat. Ok, și uscat este bun, clar că nu are atâta beneficii, dar este bun. Așa. Dacă noi spălăm frunza noastră de planta noastră de urzică, deci aici are aceștia spini care e foarte tare mușcă, da? Acești spini are un fel de lichid care se numește elixir sau iadul puterii. Aceste spini și această sămânță pe noi ne ajută. Deci eu am umplut borcanelul meu cu frunză și torn peste el ulei de măseline. Dacă nu ai ulei de măseline, torn ulei de cocos.
Să-mi spui așa, Zidana, uleiul de măsline pentru mine este foarte scump. Ok, dacă nu ai niciun ulei, pui ulei de floarea soarelui, dar uleiul care îl faci la moară tu. Acel ulei care cu miros, care îl faci la moară. Ulei din magazin, eu nu te-aș sfătui să pui. Dacă nu ai nici ulei de ceal, atunci faci infuzii, îți speli cu dânsul capul, părul, ca să ai un păr sănătos, ca să ai un păr frumos. Cu siguranță eu acestea semințe, eu n-am să le arunc, eu le strâng și le pun aici la borcanele. Ia, vedeți niște semințe are, ele pișcă. Așa, deci eu torn ulei de măsline peste el, eu vă arăt imediat și vă arăt ce fac mai departe cu el. Ca să înțelegeți cât e de bună urzica, că ea este mâncată de insecte. Planta care este mâncată de insecte e foarte bună și ajută la toate bolile. Este tămăduitor. Uitați-vă, eu special nu am aruncat-o, ca să vedeți că urzica este mâncată de toate insectele. Dacă planta este mâncată, știți că este foarte bună toată planta care este mâncat, fiindcă insectele sunt foarte inteligente și le mănâncă numai plante bune. Insectele nu mănâncă plante care stropite cu diferite chimicate, ca și animalele. Dacă ai dat la animal o bucată de bucată din carne care este cu chimicat, cu siguranță animalul nu ți-o mănâncă. Numai dacă este un animal mor de foame, da? Ca câinele. Dar să știți că insectele mănâncă plantele care sunt sănătoase. Așa. După ce am umplut eu borcanelul meu cu frunze, eu am aici ulei de măsline. Uitați-vă, eu am ulei de extra virgin. Dacă dumneavoastră faceți pentru dumneavoastră, da, ori pentru bunic, ori pentru mamă, ori pentru are probleme cu părul sau cu glanda tiroidă sau tusă măgărească, da, clar că cumpărați un ulei bun, că nu este atât de scump. Un ulei costă aproximativ la mine în țară un 3 euro, hai să zicem așa. Și stăruiți-vă să faceți ulei cu ulei bun. Cumpărați-vă o sticlă, nu poate, eu aici fac mai mult. Dumneavoastră vreți să faceți mai puțin, da? Așa, eu am umplut borcanelul meu cu ulei de măsline. Așa, undeva mai mărs aici chiar 300, undeva vreo 200 de miligrame. Și am pus capacul foarte bine și îl pun la baie Maria. Eu vă arăt imediat ce înseamnă baie Maria, dar nu cumva să-i deschidem capacul. Lăsăm cu capacul să rămâi toate beneficiile aici înăuntru, toate prioritățile lui care pe mine să mă ajute. Eu fac mai mult pentru mască de păr, eu fac mai mult pentru dureri de genunchi, eu fac mai mult pentru dureri de gât, dacă e o linguriță așa cu siguranță te ajută, pentru pancreas, cine este bolnav cu pancreasul la fel, uleiul de urzic este perfect. Pur și simplu noi cumpărăm din farmacie, așa suntem învățați și nu facem noi. Eu merg la Baie Maria să vă arăt cum fac eu la Baie Maria. Îl las 10-15 minute la Baie Maria, nu mai mult, 10-15 minute. Așa, deci eu am borcanelul meu, eu am pus un vas cu apă și eu adaug borcanelul meu în vasul meu cu apă. Nu-i numai decât să cumpărați borcanele noi. Orice persoană în casă are așa borcanele, întotdeauna pastrați-le că sunt foarte buni. Și eu las 10 minute așa, ca el să coacă la foc mare, adică mare, eu undeva îl pun la 7, eu acuși vă arăt, da, fac câteva secunde să vă arăt. Și îl las 7-8 minute. Așa. Așa. Deci, uleiul meu de urzic a început încet, încet să fiarbă. Puteți să-l punem și în așa mod. Dacă este borcanelul nou, perfect. Dacă este borcanelul nou. Și îl lăsăm la așa, foc cu 7 minute. Și este gata uleiul nostru de urzic. Vă doresc sănătate, aveți grijă de voi. Zidana.
toate uleiurile mele care eu le fac din orice plante sau infuzii pentru căderea părului sau pentru pancreas sau ficat, le găsiți pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Ozacuna. Dacă intri, acolo găsești aproximativ toate rețetele mele sau chiar și pâine sau alte rețete care dorești tu. Sau pe Facebook, la fel, pe pagina în bucătărie la Zidana Ozacuna.